Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi este Ovidiu Nedu, filozof, cercetător în studiul religiilor și discutăm despre cartea Misteriile lui Zalmoxis, cultura spirituală a getodacilor, legile și ritualurile de inițiere pentru dobândirea nemuririi sufletului. O carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis a editurii Herald, lucrare semnată de orientalistul român Constantin Daniel. O carte care își propune o perspectivă extrem de spiritualizată asupra religiei și comunităților trace, în general, cu un accent special asupra lumii dacice. De altfel, istoricul Herodot vorbea despre Zalmoxis ca fiind o zeitate solară, apoloniană și cu un rol civilizator. Ovidiu. Cartea despre care vorbim are o poveste destul de interesantă, că ea, Constantin Daniel, e un personaj interesant, care, prin faptul că era introdus în România civilizația Orientului Mijlociu, mai ales zonele de spiritualitate din Orientul Mijlociu. Mă rog, printre cărțile lui este și această Misteriile lui Zalmoxis. Titlul inițial era, de fapt, Misteriile lui Zalmoxis. S-am schimbat noi puțin, fiindcă între timp s-a consacrat termenul de religii de misterii pentru acel gen de spiritualitate. El a scris cartea asta, se pare, prin anii 70-80, propus-o de mai multe ori la publicare, dar nu i s-a permis tocmai datorită faptului că era prezentat o perspectivă mult prea spiritualizată pentru gusturile epocii asupra dacilor. A regăsit-o domnul Aurelian Scrimă. A avut un soi de cenzură, am putea spune, în perioada respectivă? Da, e bine cunoscut că toate cărțile trebuiau să treacă mai întâi de o cenzură destul de severă. Și cartea asta a fost supusă cenzurii, însă și nu a reușit să treacă. Tocmai în ideea că prezenta o imagine totuși foarte, foarte spirituală, în contrast cu dorințele mai degrabă materialiste ale epocii. Ea a fost efectiv pierdută la un moment dat, până când a fost găsită domnul Aurelian Scrimă, undeva prin lucrurile rămase la Constantin Daniel. Am înțeles, într-un garaj undeva. Constantin Daniel nu a avut copii și ce a rămas după moartea lui s-a rătăcit o vreme. Așa a ajuns la mine, care eram proaspăt intrat în viața profesională și așa mi-am început activitatea de editor, să zic așa, editând această lucrare. Ea inițial a sunat foarte, foarte promițător, mai ales că era vorba de un manuscris atât de gros, atât în o variantă scrisă la mașină, cât și una scrisă de mână. Și pur și simplu a ajuns la mine, urmând să o pregătesc pentru publicare. Nu știam efectiv ce este acolo. Am descoperit-o pe măsură ce o scriam efectiv. Conținutul ei, ce să zic, este intrigant, în primul rând, a spune. Și provocator. În primul rând, ea reflectă foarte mult, nu atât neapărat civilizația dacică și nu conține o perspectivă istorică asupra civilizației dacice, cât mai degrabă o perspectivă culturală, scrisă din perspectiva unui curent ideologic care domină, care este foarte puternic în Europa de câteva decenii. Anume, e vorba de tendința de a regăsi practic civilizațiile precreștine din Europa. În cazul lucrării ăsteia, Constantin Daniel oarecum este influențat de acest tip de abordare și el încearcă să recupereze, poate un pic chiar să reconstruiască civilizația dacică, încercând oarecum să o exalte. Un fel de renaștere a spiritului dacic. De renaștere a spiritului dacic, care este în consonanță cu o tendință de a renaște spiritele precreștine care se manifestă în întreaga Europa. Vedem acum, de exemplu, foarte la modă muzica celtică sau muzica nordică din perioadele precreștine, prelucrări folclorice precreștine. Oarecum cartea se încadrează, sau perspectiva din care e scrisă cartea, se încadrează în zona curentelor astea. De-aia spun că este foarte mult amprenta unei perspective ideologice. Poate că de asta este și foarte interesantă, fiindcă arată cât de puternic este, arată faptul că nu există istorie obiectivă. Practic, orice lucrare istorică poartă amprenta unei perspective ideologice din care este formulată. Aici este foarte pregnantă această perspectivă, care începe odată cu Pârvan, care e primul care a
susținut monoteismul dacilor. O idee totuși discutabilă din punct de vedere istoric. Cel puțin discutabilă, spune. Ei, Constantin Daniel preia ideea aceea și o dezvoltă, a spune, admirabil. El este un tip incredibil de bine informat. E șocant că este foarte bine informat pe toate zonele pe care a scris. Și a scris pe foarte multe zone. El în plus, nefiind istoric sau filolog sau filozof, el fiind medic-psihiatru. Deci a spune că avea o cultură incredibilă. Ei, ce face el aici? Preia, practic, preia niște surse destul de consistente pe care le interpretează din acea perspectivă, pentru a expune o perspectivă foarte spiritualizată asupra a ceea ce consideră el că era religia getudacică. Acum, la ce ajunge? Ajunge primul la ideea unui monoteism, mai degrabă daci, care îl are în centru, evident, pe Zalmoxis, interpretat de Constantin Daniel ca o zeitate solară. Perspectiva iarăși este discutabilă, fiindcă în zona Dacii existau clar și culte tectonice și există un glob de ofrande și există multe indicii că cultele pretracice, cele din perioada neolitică, s-au păstrat. Și totuși Constantin Daniel oarecum încearcă să justifice, să impună o perspectivă predominant uranică asupra religiei dacice. În plus, se mai face niște asocieri interesante. În primul rând, asociază celebra relatare despre secluziunea lui Zalmoxis undeva sub pământ, o asociază cu practicile din religiile din misterii, din Orientul apropiat, și încearcă să arate că existau niște practici de misterii și în zona Daciei. Și că Zalmoxis ar fi fost oarecum chiar și un personaj istoric care a fost divinizat în urma acestor practici. Ce mi-a plăcut în analiza religiilor de misterii este abordarea lui, care este extrem, extrem de modernă, oarecum anticipează o abordare care se va impune în zona religiilor, și anume cea de neuroștiințifică asupra experienței religioase, de abia peste vreo 30 de ani. El, ca medic psihiatru, oarecum încearcă să arate că religiile de misterii induceau o anumită stare de confuzie, de alterare a conștiinței. De transă. De transă, exact. Și este interesant oarecum cum asociază aceste stări cu stările psihedelice obținute sub efectul narcoticilor, de exemplu. Din păcate, perspectiva nu a fost continuată de la el pornire, dar ea a fost redescoperită pe alte canale la începutul secolului 21, mă rog, la sfârșitul secolului 20. În sensul ăsta, cartea este extrem de modernă, adică anticipează o perspectivă care se va impune ulterior. Concluzia la care ajunge el este că mai toate popoare, sau mă rog, o mare parte a populațiilor utopice despre care se vorbea în spațiul grec, erau populații din zona României de astăzi și care, mă rog, ar fi întruchipat oarecum idealul spiritual al Greciei, care ar fi inspirat acel ideal. De exemplu, hiperboreenii. Sursele grecești vorbesc despre o populație idealizată, și acești hiperboreeni, care ar fi trăit la Hiperborea, la nord de Borea. Borea era un vânt care bătea cam din zona Carpaților de astăzi. Ori Constantin Daniel inferează în chestia asta că hiperboreeni ar fi locuit la nord de Carpați, adică exact în zona de astăzi a României. Mai identifică un număr de populații mitologice care sunt menționate în sursele grecești, așa că populații locuind în această zonă. Totodată reconstituie oarecum religia din această zonă, având ca model religie de mistere, și încearcă să pună bazele unor misterii ale lui Zalmoxis, foarte similare cu misteriile orientale. El însă susține că misteriile lui Zalmoxis ar precede acele misterii și că Zalmoxis ar fost cel care a inspirat acele practici care ar fi ulterioare. E, uite, aici vreau să te întreb, că tot mi-ai ridicat mingea la fileu și ai venit în zona asta. Chiar le precede? Adică, sau este o teorie ușor, am spune, prea curajoasă sau mai degrabă prea extravagantă? Pentru că aici facem legătură, mă rog, cu tot felul de
ne ducem, asta este cu această carte, care, cum spuneai tu foarte bine, este o carte foarte intrigantă, ne ducem și în zona speculativă. Dacă stăm să facem legătura cu descoperirile de la Tărtăria, Corbi Mari și așa mai departe, la diverse situri arheologice, care spun că anumite vestigii arheologice datează pe spațiul actual al României, pe spațiul Carpatodanubiano-Pontic, undeva în anii 6-7 mii înainte de Hristos, poate chiar înainte de civilizația egipteană și așa mai departe. Ceea ce mi se pare, repet, poate este un pic exagerat această teorie. Este bine, tăbliță de Tărtăria, oricum sunt, mă rog, se lasă cel care l-a descoperit, pretinde că l-ar fi găsit într-un straneolitic, parcă cultura Vincea era acolo, deci ar fi cu mult mai vechi decât civilizația dacică. Constantin Daniel nu face referință la tăbliță de Tărtăria, el a fost, mă rog, a fost introdus în circuitul cultural prin anii 70, nu știu dacă Constantin Daniel a știut de ele. Nu pare să fi știut, însă din moment ce nu le menționează niciodată, el fiind totuși destul de, având un apetit destul de ridicat pentru genul ăsta de descoperiri. Eu în clinică cred că nu a știut de ele. Da, deci oarecum lucrarea este în spiritul celebrului articol al Vlasa care pune în circulație tăbliță la Tărtăria. Părerea mea este că e foarte multă speculație în datările și în structurarea cronologică pe care o face Constantin Daniel. Oricum ne aflăm într-o zonă în care nu putem spune prea multe lucruri cu certitudine. Mai ales dacă avem în vedere etapizări, cronologizări, dar, repet, de asta este și cartea interesantă, tocmai prin faptul că poartă foarte mult amprenta acestei ideologii, să zic așa, culturale, care încearcă să promoveze, să interpreteze totul prin prisma ipotezei preeminenței dacilor față de civilizațiile alăturate. El interpretează, deci el oarecum are ca punct de pornire această ipoteză și interpretează tot în lumina asta. El, cum se spune, hiriții sau theorists in the data. Și interpretează datele prin prisma propriei sale teorii. Că vorbeai mai devreme, pomeneai de acest termen destul de des invocat al misteriilor, micile și marile misterii. Atunci când facem referire la cultura și civilizația egipteană, poate la cultura și civilizația greacă sau la alte culturi și civilizații antice. Care era legătura dintre Pitagora și Zalmoxis? Păi, Constantin Daniel îl prezintă pe Zalmoxis ca un discipol al lui Pitagora. Nu invers, îl prezintă pe Pitagora ca un discipol al Zalmoxis. Din punct de vedere istoric, nici măcar nu se poate atesta existența factuală a lui Zalmoxis. Ipoteza lui Constantin Daniel este însă că a existat o filiație de la Zalmoxis către Pitagora. Asta este ipoteza lui, repet. Poate din punctul ăsta de vedere, cartea este foarte interesantă, că este foarte provocatoare și foarte curajoasă. Adică te face să gândești. Nu este o carte care să prezinte lucrurile, este o carte care te strânește și te face să analizezi. Din punctul ăsta de vedere mi-a plăcut, în sensul că nu am putut trece indiferent pe lângă ea, mai ales eu fiind cea care a editat-o și a trebuit să mă implic, să consult și alte surse, să văd cum au stat lucrurile. Mi-a deschis subiectul, practic. Așa că aș spune că este, orice este provocator, în ultimă instanță, interesant. Adică acum, că este accurate, factual sau nu, asta este altă problemă. Dar mi se pare o carte cu atât mai, cum spuneai tu, provocatoare și incitantă dacă stăm să facem așa, să o contextualizăm, de fapt, și să o punem în acest context al ultimilor ani sau al ultimelor două decenii când vorbim despre dacopatie. Da, și despre o exagerare, să spunem, din punct de vedere istoriografic, a renașterii spiritului acestuia dacic de către anumite persoane care încearcă să vină cu aceste teorii. Interesant este, de fapt, de unde și-au aceste persoane până la urmă sursele de informare, da, sursele, izvoarele istorice, pentru că până la urmă vorbim și atunci când facem referire poate la Universitatea din București sau la alte facultăți din țară, să spunem, unde se predă istoria,
vorbim despre oameni care studiază, profesori, studenți care studiază niște izvoare istorice, niște au o bibliografie destul de bazată, de puternică în acest sens. Dar iată, în acest context pe care l-am menționat puțin mai devreme, cu atât mai mult cartea devine mai provocatoare. Cartea este extrem de bine informată, predominant din surse germane. Dar ea este foarte... Constantin Daniel era un tip ireal de cult, adică stăpânea o zonă foarte mare de culturi, să zic așa, din zona Orientului ei apropiat. Din punctul ăsta de vedere nu avem ce să reproșăm. Putem să reproșăm cel mult modul în care a făcut selecția informațiilor. Oarecum inclinația cognitive bias, nu știu cum se traduce în română, este foarte... acest cognitive bias este foarte evident în cazul Constantin Daniel. El selectează informațiile care vin în sprijinul spiritual, elevații spirituale a dacilor, făcând abstracție de anumite lucruri. De exemplu, el susține că dacii erau vegetariani. Acum, în gropile de ofrande ale dacilor, se găsesc oase de animale din plin. El face abstracție de această informație, nu încearcă nici măcar să o explice, să-i găsească o altă explicație decât cea că dacii ar fi consumat carne. De asta spun că selecția informațiilor este foarte subiectivă, însă informațiile în sine sunt foarte consistente pentru vremea lor. Vorbim de anii 70, totuși. Arheologic, să zic așa, face în general... face uz de surse secundare. Nu am văzut să facă uz de rapoarte, dar ceea ce este firesc pentru o carte de mai mare amploare, adică rapoartele oricum ar fi fost de folosit în cazul unor studii mai punctuale. Într-o astfel de lucrare era firesc să facă apela lucrări deja prelucrate. Lucrarea e bine documentată și din punct de vedere filozofic, de exemplu, că tot veni vorba de practicile de misterii. Are un capitol dedicat practicilor de misterii din Orientul apropiat, care este foarte detaliat, foarte explicit, foarte clar, foarte bine documentat. Deci, din punct de vedere al documentării, lucrarea excelează. Din punct de vedere al selecției datelor, este discutabilă, este subiectivă. Deci, atât de mai abordează... Spune. Mai abordează o temă interesantă, relația între populațiile din Troia și Traci. Asta este un subiect foarte provocator, care încă nu a găsit un răspuns clar. El îl abordează și încearcă să arate originea tragică a populației din Troia. Există și asemănări, există și diferențe destul de mari. Constantin Daniel merge pe ipoteza acum că acea populație ar fi fost de origine tragică. Și oarecum aduce, mă rog, selectează argumentele care vin în sprijinul ipotezei astea. Este interesant că mai face apel și la niște legende românești care oarecum ar atesta această preeminență spirituală a dacilor. Le interpretează aceste legende ca și cum ar face referire la o populație care cândva a trăit realmente pe acest teritoriu. Mitul Blajinilor, de exemplu, pe care le reinterpretează, deci ca rememorarea practicului populației. Mă rog. Și care, iată, se păstrează și în zilele noastre din punct de vedere religios și spiritual. Da, da. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Ovidiu Nedu, filozof, cercetător în studiul religiilor, despre cartea Misteriile lui Zalmoxis, Cultura spirituală a getodacilor, legile și ritualurile de inițiere pentru dobândirea nemuririi sufletului, o carte a profesorului Constantin Daniel, publicată în colecția Biblioteca Orientalis, o carte de care, iată, s-a ocupat din punct de vedere redacțional și editorial Ovidiu Nedu, căruia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-a oferit și cumva îi mulțumim și pentru interesul pe care l-a stârnit asupra acestei cărți incitante, provocatoare, pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag, Misteriile lui Zalmoxis. Pot să mai adaug ceva? Sigur. O chestie impresionantă pe manuscris a fost stilul care este scrisă cartea. Adică Constantin Daniel era un om care chiar credea ceea ce spunea. Cartea era plină de formulări de genul, este indubitabil, este dincolo de orice îndoială, că este absolut cert că, adică m-a impresionat hotărârea cu care a scris toate lucrurile astea.
În plus, aveau anumite savoare, un limbaj vetust, interbelic, cu formulări franțuzite. O parte din ele le-am mai șlefuit, adică formulările astea așa prea apodictice, e dincolo de orice îndoială, nu știu ce le-am mai schimbat, ca să nu pară o carte dogmatică. Dar manuscrisul în sine avea o anumită savoare, adică era un om care se vedea chiar palpita pe zona respectivă. De-aia eu îl înțeleg într-un fel, adică intuind oarecum și pasiunea pe care a pus-o și inclinația lui subiectivă spre o anumită abordare, reieșea foarte clar din stilul în care e scrisă cartea, dincolo de idei. Adică limbajul în sine trăda chestia asta. Dar eu am modificat un pic astea. Da, mi-aduc și eu aminte cu mare drag o carte a lui Constantin Daniel, dacă nu mă înșel, pe care mi-am cumpărat-o undeva în copilăria mea, în 1982-83, pe urmele vechilor civilizații. Cred că și acum o mai am, deși este foarte greu de citit după atâtea zeci de ani, dar vorbea acolo despre hitiți, despre sumerieni, asiro-babilonieni. Deci interesul pentru civilizațiile și culturile Orientului ale lui Constantin Daniel erau evidente, erau clare. Dragilor, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută la Misteriile lui Zalmoxis. La revedere, numai bine!